We'll be right back.
dragii mei telespectatori, vreau să încep prin a mă înclina în fața dumneavoastră. Sunteți minunați, vă iubesc așa pe fiecare în parte. Ați fost alături de noi într-un număr atât de mare și aseară și lucrul acesta nu face decât să ne bucure, să ne ambiționeze mai tare pe toți, să facem proiecte frumoase, din ce în ce mai frumoase pentru telespectatorii noștri dragi. Vă mulțumesc frumos pentru mesajele acelea minunate pe care le dați în fiecare seară pe pagina de Facebook Favorit TV, unde de altfel suntem și în transmisiune direct, așa un pic vă arătăm înainte de emisie ce se întâmplă, cum se întâmplă. Vă promit în această seară să începem weekendul așa cum îmi place mie, cu mult dans, cu multă muzică și cu multă voie bună. Am pregătit foarte multe surprize în această seară. Avem concurs de Miss, de Mister IE tradițională, pentru că da, aici la Favorit TV facem cele mai frumoase emisiuni de muzică și divertisment cum ne place nouă. Încă o dată vreau să vă mulțumesc dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care ne puneți acolo sus în topul audiențelor și să știți că Favorit TV înflorește pe zi ce trece datorită dumneavoastră. Ce să mai vorbă multă, mie nu-mi place, vreau să începem petrecerea, să dăm startul așa cum se cuvine la voie bună. Am foarte multe surprize, vă spun, de acum, din start. Să știți că în această seară am pregătit așa pe cineva care o să vină să cânte, invitat special, știu că-l iubiți și abia așteptați să vină în fața micului ecran. Ei, nu mai spun foarte multe, pentru că am deschis această emisie superbă alături de acești copii minunați pe care vreau să-i aplaudați. Sunt ansamblul Oltenașii și sunt conduși de către doamna profesor coregraf Vivi și Flori Angel, pe care de asemenea o să vă rog să aplaudăm și... Domnii acestea se depun o muncă destul de grea, spune eu, pentru că să conduci atâția oameni talentați este destul de greu. Însă ați văzut ce lucruri minunate fac. Ei bine, am zis să dăm drumul petrecerii, așa facem. Domnul Nicu Berete, bine ați venit, bună seara! O să vă rog să luăm un microfon. La mulți ani, domnul Nicu, că a fost ziua dumneavoastră. Mulțumesc. Da, a fost, într-adevăr, a fost. Pe 12 a fost ziua. Cum este așa că ați trecut un pic peste majorat? La 20 de ani, cum vă simțiți, domnul Nicu? Păi 20 nu mai am nici pe parte. Dar cu siguranță... Aș fi vrut eu să am, dar lasă că e bine și așa. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la vârsta asta. Nu mi-ascund vârsta, nu e nicio problemă. Am 65 de ani. Mulți înainte. Pe 12 februarie. Mulți înainte. Mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră și publicului telespectator și cu... Această ocazie aș vrea să îi urez lunașul Ionuț pentru Ionuț Dolănescu, pentru că nu e în țară, în America, dar pe 25 îi împlinește și dumnealui o frumoasă vârstă. Îi mulțumesc pentru mesajul pe care mi l-a trimis. El oricum nu ne uită niciodată pe niciunul. Și ce să zic? Să dea Dumnezeu sănătate și să putem să petrecem în continuare. Așa o să petrecem și noi în această seară, pentru că alături de noi este și Mariana Birică, pe care o invit aici alături de mine. Așa, cu un microfon, tot așa, în pași de dans, petrecem în această seară. Bună seara, doamna Mariana Birică. Bună seara. Și... Bună seara și bine v-am găsit, oameni frumoși. Vreau în seara asta să petrecem așa cum de mult n-am mai petrecut. Petrecem, pentru că despre asta este vorba. Rămâneți alături de noi, pentru că avem foarte multe surprize, cadouri, ce să mai... În această seară rămâneți aici pe Favorit TV, unde cântecul o să fie la dumneavoastră acasă, o să intre în suflete și o să dansăm împreună. Vă rog frumos să-mi trimiteți pe Facebook dacă dansați odată cu mine. Până atunci începem petrecerea, ne cântă Nicu Perete și mai apoi Mariana Birică!
Și n-a urmă.
frumoasă. Dacă noi ne vom iubi, neiculiță, sub un sarcie umbroasă la mândoi. Unde am stat noi prima oară, neică? Număram petale în fânul de trifoi, la margine de zăvoi. Și găseam noi amândoi, măi, neicuță, un trifoi cu patru foi, neiculiță. Țin-că în viață ne-am iubit, măi, neicuță, câte zile vom trăi, neiculiță, sub un salcie umbroasă amândoi. Unde am stat noi prima oară, negă? Număram petale în fânul de trifoi, la margine de zăvoi. Căci destinul ne-a unit, neiculiță, și sunt mulți ani de atunci, neiculiță, și noi suntem fericiți, măi, neicuță, sub un sarcie umbroasă amândoi. Unde am stat noi prima oară, negă? Număram petale în fânul de trifoi, la margine de zăvoi. Sub un sarcie umbroasă amândoi. Unde am stat noi prima oară, negă? Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85
deschide portița, mândră se luptă budiță. Drum la deal și drum la pade, îmi ieșea mândruța-n care o foc. Vântul deschide portița, mândră se luptă budiță. Este în această seară, petrecem așa și pentru domnul Nicu Perete. La mulți ani încă o dată, domnul Nicu. Săruna, sărumâna, vă mulțumesc tortul frumos. Și aș vrea cântecul de l-am cântat înainte cu Chișinăule să-l dedic fraților noștri de peste Prut, tuturor românilor, indiferent unde s-ar afla. Și lunașul Ion Dolănescu, Dumnezeu să-l ierte, el a iubit foarte mult Chișinău, toată țara a iubit-o și avea foarte mulți prieteni acolo, pe domnul Botgros, pe domnul Sulac, Ion Sulac, am și specificat în cântec. Foarte mulți. Pe Grigore Vieru, marele nostru scriitor român și în general. Ce să mai, eu vă mulțumesc din suflet că ați venit în această seară alături și de noi. O să vă rog să rămâneți invitați alături de noi, că petrecerea din această seară este și pentru ziua dumneavoastră. Am înțeles. Așa facem, vă invit pe dumneavoastră la locul de dansat, așa ca să-i zic. Și fiți atenți, dragii mei, cea mai importantă zi din viața unui bărbat și a unei femei, eu consider că este ziua nunții. Și înainte de ziua nunții, de obicei bărbații sau doamnele merg la petrecerea burlacilor, nu? Sau a burlăcițelor, așa este? Am dreptate, da? Ei bine, să știți că următorul meu invitat a ales să petreacă aici, alături de noi, pentru că mâine este una dintre cele mai importante zile din ziua lui și pentru lucrul acesta vreau să-l aplaudați că și-a făcut curaj și nu cu însuratul, și-a făcut curaj și a venit aici în seara aceasta să-l aplaude, doamnele. Andrei Sentin, aplauzele dumneavoastră!
prieten drag sufletului meu, dar și a emisiunii noastre. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bună seara dumneavoastră și tuturor invitaților și, bineînțeles, telespectatorilor dumneavoastră. Casă de piatră! Vă mulțumesc din suflet! Sau mai era o vorbă așa de demult, cu casă din aceea să nu-și bage nimeni nasul? Aș prefera. Așa, să fie, să fie oricum cu bucurie, multă sănătate. O îmbrățișăm pe soția care se uită acum cu siguranță la noi. Îi urăm și ei o zi minunată să strălucească alături de domnul ei, Andrei Senti, și să ne trimiteți poze. Sigur că da. Și totodată, dacă am ocazia, în acest moment aș vrea să-i spun că o iubesc enorm de mult. Este fericirea sufletului meu și sper ca toate perechile în această lume să iubească așa cum ne iubim noi. Doamnelor, eu vă dăruiesc așa și vă spun așa, să dea Dumnezeu să vă găsiți un soț, să-i se umezească ochii cum i s-au umezit lui Andrei Senti când a vorbit despre doamna, despre doamna lui. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit în această seară și pentru că v-am spus că în această seară suntem așa plini de frumos, cu cântece frumoase, cu invitații aleși, Raisa Tudorică! Vocea pe care eu o iubesc, copilul deja e domnișoară, dar eu tot copil vreau să-i spun, de care cu siguranță sunt eu așa convinsă că dumneavoastră v-ați îndrăgostit încă de prima dată când ați văzut-o acum foarte mult timp la televizor, însă în această seară este îmbrăcată superb, arată extraordinar ca de fiecare dată și vă mai dau și din casă, este foarte deșteaptă. Astăzi a avut Olimpiada la română, este adevărat? Da, așa este. Și am întrebat cum a fost. Foarte ușor. Și zic, ok, poate am îmbătrânit eu. Felicitări, Raisa. Felicitări mamei care este acolo în spate și te susține tot timpul și este alături de tine. Și să știi că eu îți mulțumesc că ai venit în această seară alături de noi. Vă mulțumesc din inimă pentru frumoasele cuvinte. M-ați emoționat, să știți. Țin să menționez faptul că mi-a fost foarte dor de dumneavoastră pentru că nu ne-am mai văzut de ceva vreme și am simțit lipsa, dar să știți că v-am urmărit de fiecare dată de acolo din fața micilor ecrane și vreau să vă felicit pentru emisiunile frumoase pe care le faceți aici la Favori și pentru toată munca asta pe care o depuneți și bineînțeles să le mulțumim tuturor celor care ne urmăresc pentru că, cum am mai spus și în alte emisiuni, noi muncim, facem piese, facem emisiuni, dar fără cuvântul și aprecierea publicului nu se poate. Așa este și pe această cale să știi că o să mulțumesc și eu din nou publicului telespectator pentru că de fiecare dată ne pun în topul audiențelor și ne iubesc. Ne iubesc munca până la urmă pentru că munca noastră este pentru dumneavoastră depusă, să vă aducem acasă frumosul și cântecul popular. Dar să știți că în această seară am o fetiță talentată, o fetiță ce cântă cu ușurință și muzică ușoară și muzică populară. Este atât de frumoasă și seamănă așa, este copilul sufletului meu, dacă îmi dați voie. Daria Rebecca este în această seară alături de mine. Haide, Daria, lângă mine. Și cu Miriam, bineînțeles, fiica mea. Haideți amândouă aici lângă mine. Așa, bună seara, Daria. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara, Miriam. Bună seara și bine v-am găsit, mami, la microfon. Sau a spus Daria și pentru tine? Da. Da, am înțeles. Ele au vorbit acolo în spate și au stabilit care cum cine ce zice. Dar în această seară să știți că suntem foarte frumoși cu toții pentru că au avut grijă să venim în fața dumneavoastră cu ținute frumoase, cu ei lucrate manual, așa cum fetele au pe ele, cum și Raisa de asemenea are pe ea un costum lucrat manual de către cei de la I -tradiționale.ro. Dacă îi căutați atât pe Facebook, Instagram, peste tot, îi găsiți, să știți că lucrează de la mai diferite, așa, mai de ocazie, până la tradițional, până... dar trebuie să rămâneți alături de noi, nu pot să spun mai mult, am surprize, am și un concurs în această seară de Miss, de Mister, am concursuri și pentru dumneavoastră, premii, surprize, dar avem și multe cântece și haideți să petrecem împreună, pentru că este vineri, se apropie weekendul, să petrecem, ne cântă Andrei Senti, Raisa Tudorică și Daria Rebecca! Hai! Plecat de ani de zile în lume, am fost muncit ca un hamal, cu gândul să-mi ridic o casă, acolo în satul meu natal.
plecat de ani de zile în lume, am fost muncii ca un hamal, cu gândul să-mi ridic o casă acolo în satul meu natal. Din zile în care n-am avut nici apa după ce o bea, mi-am împlinit cu trudă visul, stăpâne altul în casa mea. Din zile în care n-am avut nici apa după ce o bea, mi-am împlinit cu trudă visul, stăpâne altul în casa mea. La bătrânețe când mă-ntorc, în țara mea un loc al meu. Intra eu greu și-n străina, am ridicat să-l am și eu. La bătrânețe când mă-ntorc, în țara mea un loc al meu. Că de el am făcut din flori și tot aveam o rădăcină, dar în o grada părintească culpina mea e tot străină. Că de ied am făcut din flori și tot aveam o rădăcină, dar în o grada părintească culpina mea e tot străină. Dumnezeu dușmanii, că-i plină lumea de păcate, și nu e rău mai dureros ca răul făcut unui frate. Să-mi ierte Dumnezeu dușmanii, că-i plină lumea de păcate, și nu e rău mai dureros ca răul făcut unui frate. Și pentru frații altă lege, cu mult mai aspră și mai dreaptă decât a unui hoț de rând, când cere altă judecată. Și pentru frații altă lege, cu mult mai aspră și mai dreaptă decât a unui hoț de rând, când cere altă judecată. Să merg la cununa. Era manga, era manga, mor de bea. Fac minunții adălmașu, mă-nbătai și eu și nașu, mă-nbătai și eu și nașu. Cinci se mână, se adună, băură-n cota pe lună, băură-n cota pe lună. Fac minunții adălmașu, mă-nbătai și eu și nașu, mă-nbătai și eu și nașu. Cinci se mână, se adună, băură-n cota pe lună, și popa s-a mirat. Mamă ce, mamă ce ginere bea, în biserică intrai cu chiote și alai, că și popa s-a mirat. Mamă ce, mamă ce ginere bea, fac minunții adălmașu, mă-nbătai și eu și nașu, mă-nbătai și eu și nașu. Cinci se mână, se adună, pură cota pe lună, pură cota pe lună. Minunții adălmașu, mă-nbătai și eu și nașu, mă-nbătai și eu și nașu. Cinci se mână, se adună, pură-n cota pe lună, pură-n cota pe lună.
12, cam așa. Mi s-a furat mireasa, înapoi n-a mai venit. Cu toți banii, cu toți banii a fugit. Pe la 12, cam așa. Mi s-a furat mireasa, înapoi n-a mai venit. Cu toți banii, cu toți banii a fugit. Păpinunții adălmașu, mă-mbătai și eu și nașu, mă-mbătai și eu și nașu. Cinci se mână, se adună, pură-ncota pălună, pură-ncota pălună. Păpinunții adălmașu, mă-mbătai și eu și nașu, mă-mbătai și eu și nașu. Cinci se mână, se adună, pură-ncota pălună, pură-ncota pălună.
seară, lume, lume. Cosiță băleioară, lume, lume. Am plecat în larga lume, of, lume, lume. Și-am luat cântecul cu mine, of, lume, lume. Cântecele de drag și dor, lume, lume. Din Valea Voivozilor, lume, lume. Târgoviște la București sau poate de la București la Târgoviște, vedem unde mergem în seara aceasta. Alexa, ești pregătită pentru probele ce urmează? Sigur că da, cum să nu? Să știi că telespectatorii mei nu știu dacă au înțeles foarte bine de la început, însă să știți că în această seară avem o ediție cu totul și cu totul specială, diferită, dacă îmi dați voie să-i spun așa, pentru că avem un concurs de Miss și Mister. Multe surprize imediat, dar trebuie să rămâneți aici, în fața micului ecran, pentru că această ediție este gândită să vă bucurăm pe dumneavoastră, să vă oferim surprize frumoase. Trebuie neapărat să stați până la finalul emisiei și să știți că și Georgel Nucă v-a pregătit în această seară o surpriză frumoasă, frumoasă. Rămâneți alături de mine să vedeți despre ce este vorba. Georgel Nucă are darul pentru dumneavoastră. Cred că și pentru mine, dacă sunt cu minte, cine știe, Raisa, te-ai gândit, fii atentă. Trebuie să te gândești așa, eu acum nu te ajut. Îți dau așa un pic de... ca să-ți faci o idee. Să te gândești așa la o piesă de suflet pe care ai cânta-o tu așa, dacă ar fi sau nu concurs. O piesă de suflet este, bineînțeles, din repertoriul doamnei Ileana Sărăroiu, pentru că am rădăcini puternice acolo în Dâmbovița. N-am să vorbesc foarte mult și am să încep să cânt piesa. Nu acum! Nu acum! Nu acum, la momentul probei! La momentul trebuie să rămâneți alături de noi, pentru că am pregătit surprize! Nu schimbați canalul! Rămâneți aici! Oh!
Dobrogene, ansamblul acesta minunat. Înainte să vorbesc... Nu, rămâneți aici lângă mine. Înainte să vorbesc cu oricine altcineva, vreau minunățile astea. Felicitări, iubita mea. Cum te numești? Maia. Maia, și tu? Vladimir. Uitați-vă acum la cameră, așa ne uităm. Uite, mergem așa mai în spate, că ne ajută colegul meu. Mergem amândoi, Vladimir și Maia. Maia, cât de greu este să-l conduci pe Vladimir? Nu foarte greu. Ascultă? Da. Da? Și ție, Vladimir, e ușor să dansezi cu Maia? Da. Da? Și te ții așa după ea? Da. Ea conduce, nu? Da. E, așa să știi, așa să știi că o să fie și în viață, femeia conduce și dacă este de acord și domnul coregraf să vină aici alături de mine. Am deja microfonul pregătit albastru să se potrivească cu costumul, domnul coregraf. Asorte, bună seara, bună domnul seara. Daniel. Corciovei în aplauzele dumneavoastră. Nu Corcovei. Nu Corcovei, Corciovei. Nu pasă de nicio problemă, rezolvăm problema. E pe luat, domnul coregraf. Roxana, îți mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați venit în această permite-mi seară. Permite-mi câteva cuvinte să spun și eu. Aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei directoare de la Liceu Agricol pentru că ne dă sala la dispoziție pentru repetiție și în această seară am venit cu copilași și din orașul Tulcea și din comuna Izvoarele. Cât de frumos! Felicitări și vouă, dragilor! Aș dori, dacă îmi permis, să mulțumesc domnului primar pentru eforturile pe care le face. 8 ani de zile am la dumnealui, odată ce m-a ținut, înseamnă că mulțumit. Mulți înainte! Domnul primar, mulți înainte și mie și dumneavoastră pe funcție, că meritați! Doamne ajută, mulți înainte, domn primar! Te rog, în ultimul rând vreau să mulțumesc părinților și părinților pentru că ați văzut. Uiuiu și ia. Să știți că avem o domnișoară acolo foarte frumoasă. Doamnă, vă rog frumos la cadru. Eu așa îmi doresc. Este emisiune în direct și să știți că asta facem. La cadru aici alături de noi vine o doamnă. Nu prea vrea la cameră. Nu știu ce s-a întâmplat. Vă spun în pauză. Am înțeles. Dar sunteți singură? Nu, sunt cu copilul. Cu copilul? Sunt cu fetița, da. Florine, da, nici în soțul. Seara asta. Și nu. Cu te... Și cu soțul. Și cu soțul seara. Și cu părinții. Am înțeles. Florine, în seara asta s-ar putea să iei bătaie. Colegul meu, Florin Oniga, tot încercăm să-l însurăm. Poate venim la Tulcea, de ce nu să vedem? Slabe șanse. Ei, acolo bine, trebuie să fii din Tulcea, nu trebuie să fii din București. Nu. Cine vă sprijină cel mai mult cu acest ansamblu? Părinții. Părinții. Da. Este părinții, munca părinților. Părinții ne ajută financiar. Nu și nicio instituție de cultură nu se implică? Nu, și pe această cale vreau să fac iar apel la autoritățile locale din orașul Tulcea. Pentru a ne susține și pe noi, nu numai pe alții. Bineînțeles. Dar v-am spus și permiteți-mi că vă iau vorba. Domn primar, mulțumesc. Că dacă n-ar fi dumnealui, părinții din comuna Izvoare ar trebui să plătească din buzunar. Dar dumnealui face sacrificii de a mă plăti să fac copilașul dumnealui din comună. Eu îți mulțumesc tare mult și ție, Daniel, că de fiecare dată răspunzi așa apelului nostru și ești aici alături de noi cu copii talentați și frumoși. Dragii noștri, să știți că vreau așa să continuăm petrecerea. O să vă invit să rămâneți lângă mine. Nu aici, că știu că nu vreți și vă uitați așa la mine. În spatele camerelor, pe dumneavoastră, domnul coregraf Daniel, la fel. Simțiți-vă bine, dansați. Eu mă simt, dacă îmi permis 10 secunde, să-i cântăm și noi la mulțeam elevului meu. Sigur că da. 10 secunde. Hai. 2, 3 și mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. La mulți ani, la mulți ani tuturor sărbătoriților, bineînțeles și celui mai mic sărbătorit, că și-a sărbat ziua, așa zic că îmi trimite și tort. Ca să știți dacă mă îngraș de unde vine cu kilogramul în plus. Dar Daria Rebecca este datoare aici pentru noi împreună cu Miria, mare și dansatoare în această seară, bineînțeles. Daria, te rog să le oferi telespectatorilor așa o piesă frumoasă, frumoasă, tare. O salutăm pe bunii? Da, o salutăm. Și pe mătușa? O salutăm pe toată lumea. Salutăm pe toată lumea și începem petrecerea să cânte Daria Rebecca! Bună seara, oameni buni, bună vremea din străbuni.
ce om îmbătrânește, de ce codrul primește. Codrul bate gruma tare și omul dă supărare. Codrui pică cruzele, măi, omul trece sinele, băi, o
repezi alăuă. Murgolovii cu copita lăuă. Ioi pușca cu flinta lăuă.
V-am promis în această seară o ediție de colecție, o ediție specială aici la Favorit TV și vreau să vă zic așa. Am citit, vă spun imediat unde, o zicală. După coajă se cunoaște pomul, după haină omul. Vreau să spun bună seara familiei Paraschiv, domnului Andrei. Bună seara, bine v-am găsit. Și doamnei Mihaela. Mulțumim de invitație. O să rog copiii din ansamblu să vină aici așa alături de mine. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult. Să știți că v-am pregătit surprize, așa cum am spus în această seară. Și, bineînțeles, să i-am pe fondatorii celui mai, dacă îmi permiteți, puternic brand, atelier de i tradiționale din România. Pentru mine, să știți că așa este. Și mulțumim nu doar i tradiționale, sunt creatorii unui brand ce se ocupă de foarte mulți interpreți de muzică populară din România. O să vă spun din nou bună seara. Bună seara. Suntem așa, foarte pregătiți să vedem frumusețile pe care le creați în atelier. Și apoi vreau să vorbim despre fiecare în parte. Da? Cu drag, cu drag. Pentru că avem probe pentru concurenți în această seară, vorbim despre un concurs de Miss și Mister. Să înceapă parada! Sunt concurenții din această seară, pe câțiva dintre ei i-ați recunoscut, dacă nu să știți că este momentul să-i și prezentăm așa cum se cuvine. O să împrumut un microfon, o să mă certe colegul meu din regie că ăsta era microfonul de live, dar suntem pe live și asta este. Bună seara, domnișoară, cum vă numiți? Bună seara, comandă Luiza Maria. Luiza Maria, domnul Andrei, vă rog frumos, veniți aici lângă mine. În timp ce eu îi prezint, vreau dumneavoastră să-mi spuneți de unde este acest costum ca și zonă. Avem un costum din zona Munteniei. Așa. Avem șoarțe cosute cu fir lame. Oie. Fir de aur, se spune la mine, așa se spune. Ce e auriu, este fir de aur. Da, avem tot așa bete țesute în război, tot cu fir lame. Mai la microfon, vă rog, așa. O cămașă cusută cu roșu. Foarte, foarte frumoasă. Și mergem aici la talentatul meu coleg Andrei Octavian. Bună seara. Cum, am zis eu cum te numești. Mulțumesc. Ce ie poartă Octavian? Avem o cămașă din zona Teleorman. Ia uzi, Teleormanean? Da, pe albastru acolo lângă ape. Așa. Așa. Tot așa lucrată manual? Este lucrată mecanizat, dar este de foarte bună calitate. Într-adevăr, este, și materialul este... Este un bumbac de foarte bună calitate. Ești pregătit pentru concurs, da? Sigur că da, mai ales că albastru este culoarea mea preferată. Bună seara, bună seara, domnișoară! Bună seara! Cum vă numiți? Dobrescu Mihaela. Dobrescu Mihaela. Ce costum poartă, domnișoară? Avem tot așa un costum din zona Izlaz. Șoarțele sunt cusute și cu paiete aplicate.
un model în partea de sus a șoarțelor, tot așa împrumutat din vechi străvechi și readus la viață. Este modelul cel de sus din partea șoarțelor. Așa. Foarte important de spus că lucrați orice fel de model. Dacă vă place ceva și vedeți pe undeva, puteți trimite modelul celor de la i-tradiționale.ro și lucrează orice. Bună seara! Bună seara! Ce onoare, ce prezență! Doar atât, că ce urmează nu cred. Nu știu, de trebuie să rămână telespectatorii alături de noi, pentru că avem probe, nu sunt doar frumoși și atât. Ce cămașă poartă domnul coregraf? Avem binecunoscuta cămașă de căluș. Da. Am spus că este cămașă de căluș. S-a văzut și spatele foarte frumos. Eu cred că este una dintre cele mai populare cămăși din România. Sunt călușii, sunt mai peste tot, dar în predominant în zona Olteniei și zona Argeșului și avem cele mai frumoase trupe de dansuri de căluși din... Microfonul. Felicitări, o avem pe Raisa Tudorică în această seară. Bună seara din nou! Bună seara din nou! Și țin să vă mulțumesc pentru acest costum minunat și să vă felicit pentru tot ce faceți. Cu drag, mulțumim și noi. Aici vorbim de lucruri grele și la propriu și la figurat, da. Pentru că Raisa poartă în această seară. Spuneți avem un costum din zona Molteniei. Acolo avem niște șoarțe din catifea de bumbac cu paiete și cu tubulare aplicate, manual. Așa. Iar brâul acesta minunat, ea este lucrată manual. Ea este lucrată în totalitate manual. Ce să mai frumoasă ești, Raisa, orice îi pune pe tine acum, nu că... bună seara, bună seara, moldoveanul meu, colegul meu. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara, cum vă numiți, domnul? Toste Vlaicu Ciufureanu este numele meu, așa că, dragă mea colegă, în această seară suntem umăr la umăr și... Cam fiecare seară facem cea mai bună echipă. Dăm voie să le spun telespectatorilor mei că, bineînțeles, Costi aici de față este colegul nostru, este alături de noi în fiecare seară, este regizor de platou, este redactor, este omul bun la toate, face orice, nu spune nu niciodată, este talentat, este și frumos. Ce să mai... Domnul Andrei, ce cămașă poartă colegul? Este un moldovean îmbrăcat într-o cămașă mutenească. Da, așa e, că noi moldovenii oricum ne stă bine în orice. Ne stă bine în orice. Cum este lucrată această cămașă? Este lucrată mecanizat. Este tot așa după un model vechi și e puțin adaptat de noi. Ei, așa, da? Așa frumuseți tot să creăm și tot să facem. Și pentru că știu că soția dumneavoastră, doamna Mihaela, cu care eu vorbesc foarte mult și țin legătura așa de fiecare dată, să știți că mă vedeți frumoasă la emisiune și port așa câte o ie deosebită, doamna Mihaela este vinovată pentru că cu dânsa vorbesc. Să știți că înainte de toate vreau să vă spun că și George Lucă vă mulțumește pentru tot ceea ce faceți. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Ați creat lucruri foarte frumoase și pentru noi ați creat lucruri superbe. Ne bucurăm tare mult. Vreau așa să-mi spuneți când a început toată povestea asta frumoasă. Povestea noastră este de foarte mult timp, dar brandul acesta este din 2018. Încercăm să readucem modele și costume populare vechi în casele tuturor oamenilor. Uitați cum facem noi acum, luăm o scurtă pauză de publicitate, dar imediat după vă promit că o să-i supun pe toți concurenții mei la probe să ne cânte live, să vedem, poate ne spun și o poezie, să vedem cine este Miss și Mister în această seară și este câștigătorul marelui premiu și nu în bani. Rămâneți alături de mine să vedem cine câștigă concursul din această seară. Pauză! Supra frunzii și umbros și cupuri de flori pe jos. Pe botești cu iarbă verde, nici o urmă nu se vede. Peste tot numai răcoare, numai păsări cântătoare. Pădurar și vânător, cu sufletul plin de dor,
cu pușca și cu săcura, ghebrață cu limpă dura, pădurar și vânător, cu sufletul plin de dor. Cu pușca și cu săcura, ghebrață cu limpă dura. Câte una, câte două, plină, va plină de romă. După ele, încet, încet, vin și eu de prin făcere. Las urcele să le ajut și apoi să mi le sărut. Pădurar și vânător, cu sufletul plin de dor. Cu pușca și cu săcura, ghebrață cu limpă dura. Pădurar și vânător, cu sufletul plin de dor. Cu pușca și cu săcură, ghebrață cu limpă dura. La izbor și după mure, nu mai mândre prin pădure. Tinere și de ochiate, ce să mă fac eu cu toate? Nu mai dau deloc pe acasă, nu am tignă nici la masă. Nu mai știu ce-i somn, nu-mi par, stau numai de sărutat. Pădurar și vânător, cu sufletul plin de dor. Cu pușca și cu săcură, ghebrață cu limpă dura. Pădurar și vânător, cu sufletul plin de dor. Cu pușca și cu săcura, ghebrață cu limpă dura. Piesa asta-mi fac de...
și noi în această seară, pentru că Daria, Rebecca împreună cu Miriam, fetița mea frumoasă, să știți că și ele sunt... Haideți să facem o piruietă așa, fetele. Da, stai un pic să ne dea Costi. Uite acum, ne dă Costi acum, uite așa, și tu faci o piruietă. Așa, și acum și Daria face și Daria o piruietă, uite așa, piruiete, piruiete, pentru că și ele poartă, bineînțeles, aceste cămăși minunate. Daria are, o să vă rog, domnul Andrei, să veniți aici lângă mine, să-mi spuneți și despre costumele fetelor, pentru că creați și pentru copii, cu microfon acolo de pe masă, creați pentru toate vârstele. Exact, pentru toate vârstele. Și pentru toate mărimile. Și pentru toate mărimile. Da. Așa. Daria poartă o cămașă? O cămașă cu florală, tot așa din zona Munteniei, și cu un vâlnic lisat. Iar Miriam aici poartă... Avem o creație de-a noastră din atelier. Este o creație superbă, să știți că pe mine m-ați văzut săptămâna trecută cu această cămașă minunată, însă în această seară am o cămașă așa personalizată, tot de la domnii de la e-tradiționale, puteți să vedeți aici inscripția, este superbă, superbă, dar ce să mai să dăm start concursului, pentru că v-am povestit mai devreme că avem concurs. Așadar, să vedem primul concurent, uite, mergem așa, prima, baie... Costi, salvezi situația. Nu, Raisa, nu, Raisa, vreau să începem bine. Mai bine, eu respect fetele. Da? Sigur că da, e, dacă tot ați vorbit, haideți cu mine aici, așa. Ba da. Hai să vedem, cu băieții. Tragem un bilețel aici pe masă, să vedem ce bilețel tragem. Așa, ți-a ales cu fața la cameră, domn profesor, că suntem la televizor, ce scrie? Cântă din repertoriul artistului Georgel Nucă. Mie mi-e frică. Acum. Haideți să vedem. Mi se merită exact ce nu, unde nu mă pricep. Mă duc și eu la Ilinca, și eu la Ilinca. Hei! Mă duc și eu la Ilinca, și eu la Ilinca. Să beau vinul cu Ulcica, și eu la Ilinca. Să beau vinul cu Ulcica, și eu la Ilinca. Bravo! E, așa da? Totuși este bine. Okay. Haideți o fată, una din, din fete, colega. Colega. Haide, colega. Haide, colega aici. Hai să luăm bilețelul. Luăm prima dată bilețelul. Așa facem. Și Miriam o să cânte și ea. Nu faci parte din concurs, mama. Tu ai câștigat deja. Pe tine. Viorica de la Clejani. Oh-ho! Hai să vedem. Lele, cum joacă mânduțele, uite le, păidele sau opicile. Uite le, cum joacă mânduțele, uite le, păidele sau opicile. Bine, felicitări, bravo, și acum un băiat, uite, Octavian. Hai, Octavian, aici lângă noi, hai să vedem. Hai să vedem. Oarecare cu fața la cameră, Cristina Spătar. Toate genurile muzicale în această seară. Haide. Nu, lasă-l că știe el ce are de cântat. Nu suflați din public. Haide. Da, te ajut, sigur că da. Nimeni nu mi-a spus că dacă pariez, Nu. Totul pe o carte mai degrabă pierzi. Eu am pus în joc toată iubirea mea. Plouă încet și simt încet ce va urma. Ei, da? Foarte frumos! Felicitări! Mai avem o fată? Sigur că da, mai avem o fată. Hai aici cu curaj. Hai să vedem. Cântă ceva. Petrică Mâțu Stoian! Bun bilețelul, bun. La mine aici. Coace, Doamne, prunele. Mulțumesc. Foarte bine, dumne, are curaj. Felicitări, eu vă tot amenit că mă apuc de cântat. Aplaudați-i curajul, colegi. Așa, colegi. Hai să vedem și pe Maria Ciobanua, echipei noastre de la Favorit TV, Costi Ciucureanu. Bineînțeles, ai aici alături de mine. O să vedeți ce voce are colegul meu, mai ales când țipă de acolo din spate. Ia să vedem ce bilețel ai tras, să vedem ce o să iasă. Behedințul la putere, Niculina Stoican. Ia să vedem de la Niculina Stoican. Zice lumea că-i spar casa.
dacă îi pup și eu nevasta. Eu... Eu? Nu. Eu cu casa lui n-am treabă. Eu cu casa lui n-am treabă, doar nevastă sa mi-e dragă. Că pe casă e țigla tare, pe nevastă e carnea moale. Că pe casă bate vântul. Pe nevastă stau ca sfântul, pe nevastă stau ca sfântul. Și am să fac precum îi vine și mi-i spune la lume. Ca să afle și bărbatul. Mândruțo, ce știe satul, că tu te iubești cu altul. Ia-uzi, bravo! Bravo, Costi! Mă scuzați pentru emoții, dar sunt constructive de multe ori. Dar noi n-avem emoții, noi, Costi, noi n-avem emoții. Fii atent, hai să o aplaudăm, haideți să-l aplaudăm tare, 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 Costi. Extraordinar, soprana noastră de aici, de la Favorit TV. Și acum, în aplauzele dumneavoastră, Raisa Tudorică! Haide, Raisa, mai ai un singur bilețel, ultimul, să vedem. Să vedem. Cântă din repertoriul artistei Ileana Sărăroiu. Ați nimerit aici. Hai să vedem, ia să auzim. De acolo. Da. Neică mai, de-ar veni luna lui mai mai. Neică mai, să mă plimb din plai în plai mai. Să colin potecile mai, de-alurile văile. Piesă. Dorule, măi, dor nebun, măi, măi, unde ai pornit la drum, măi, măi? Dorule, măi, dor nebun, măi, măi, unde ai pornit la drum, măi? Prin frunzișul pomilor, prin foșnetul frunzelor, măi, măi, de m-ai lăsat singurea, tot privind în urma ta, măi. Ei, așa da, așa da. Dar fii atentă, eu sunt foarte corectă, să știți, dragi telespectatori. Și pentru că Raisa Tudorică este o voce de aur, o voce ce va răsuna foarte, foarte mult. Nu, 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 nu ești răgușită, ești minunată. Și ca să fiu corectă față de ceilalți concurenți, da? Pentru Raisa mai punem o probă suplimentară. Sunteți de acord? Nu, nu, nu e cu poezii. Fii atent, acum din regie ne-am pregătit... Da, toți colegii mei din regie au zis așa, că trebuie să ai o probă suplimentară. Fiind interpretă, trebuie să recunoști interpretul sau zona, dacă nu recunoști. Sigur, ia, hai să ascultăm împreună. Imediat, imediat, colegii noștri... Zona. După linia melodică mi-am dat așa seama și după ritm. N-am studiat foarte mult zona, dar cred că este Maramureș. Într-adevăr, așa este, răspuns corect, Maramureș. Da, ce să, nu-i nimic, mai avem, să știți, alte probe, dar mai departe mergem cu cântec, ca să curgă așa petrecerea, să se pregătească și colegii mei, să vedem ce și cum, sau fiți atenți cum fac. Cine a zis cu poezia? Stați așa un pic. Cu poezia. Domn profesor, dumneavoastră a zis. Aveți ceva cu mine? Nu, n-am nimic. Trebuie să-mi dați aia 300 de euro, zic. Ai un revester. Da, așa. Spuneți-mi cu poezia. Ce cheia? O poezie. Am uitat, sunt bătrân. Cățeluș cu părul creț, fără arată din puteț și se jură că nu. Nu mai, gata cu poeziile, că am înțeles. Nu este cu poeziile. Mariana Birică, repede l-a cântat. Să dansăm, să fie cu voie bună și fiți atenți, vă rog frumos, să vedeți cum dansează aici concurenții. Haideți, Mariana Birică! Ce le în joc, parcă-s flor de pus.
serva satul. Și hora lor bună cu tot satul împreună. Joacă sârba tot pe loc de ea călcuiu foc. Joacă și hora lor bună cu tot satul împreună. Face cununia și petrecere mare în familie acolo. Ce să mai mergem și noi la petrecere, dacă am zis, am zis. Să continuăm concursul și fiți atenți. Am așa un invitat special. Ea nu participă la concurs pentru că deja a câștigat foarte multe premii. Daria, hai repede lângă mine să le arătăm concurenților. Repede, hai Miriam, hai și tu.
așa susținătoarea ta, Daria. Daria, te rog frumos să-mi interpretezi și tu, live, a capela, o piesă. O să interpretez... Câteva, da, câteva versuri, hai! Cine iubește și lasă? Cine iubește și lasă? Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Bravo! Și să știți că este la început de drum, se pregătește intens. Daria va răsuna pe marile scene cât de curând, eu sunt sigură de asta. Felicitări, Daria! Roxana? Da. Vreau să spun și eu ceva. Da, te rog! Această melodie o să fie următoarea mea melodie. Ah, am înțeles, urmează să o înregistreze și vine aici, în premieră, la Favorit, da? Da. La Întâlnirea Românilor. Da. Așa facem, este promisiune în fața telespectatorilor. Fiți atenți, pe repede înainte, juriu a avut timp să delibereze. Domnul Andrei, vă rog să veniți aici alături de mine, împreună cu soția dumneavoastră, frumoasă, frumoasă, doamna Mihaela. Și vom spune așa, Miriam, ajută-mă cu microfonul, uite, îi dau doamnei Mihaela. Deci, de frumoși sunt frumoși, de cântat au dansat, da? Mă rog, și la dans aș putea să pun la îndoială așa câțiva concurenți. Și să vedem, nu începem cu premiul întâi, începem cu mențiune, prima mențiune la băieți, merge la... Domnul profesor. Nu. Nu? A, la Octavian! Felicitări, Octavian! Doamna, mă ajutați, doamna Mihaela, mă ajutați cu premiul. Premiul, locul numărul 3, de fapt, nu este mențiune, este, uite, ai aici o cutie frumoasă cu un cadou minunat. Și acum locul 3 la fete! Să mă ajute domn profesor, lângă dumneavoastră este Mihaela și Luiza. Mihaela. Așa. Și ea este câștigătoarea premiului cu numărul 3. Felicitări, Mihaela! Și, bineînțeles, la băieți, câștigătorul locului numărul 2. Cine este? Domn profesor. Felicitări, domn profesor! Așa. La fete, câștigătoarea locului 2 este Mihaela, zic bine? Luiza! Felicitări, Luiza! Să le purtați sănătoase și... Acum să vedem cine este câștigătorul locului întâi, Miss I minus tradiționale.ro în această seară. Cine este? Colegul dumneavoastră. Costi Ciucureanu! Felicitări, Costi! Felicitări! Mulțumesc, Costi! Frumos. Iar câștigătoarea marelui trofeu din această seară, Miss I minus tradiționale.ro, este Raisa Tudorică! Noi vă mulțumim tare, tare mult pentru că ați venit alături de noi și că premiile au fost oferite de către i-tradiționale.ro. Sunt tare bucuroasă că în această seară ați fost alături de mine și că am organizat acest concurs extraordinar. Vă văd așa un buchet de flori, nu știu pentru cine vine. Sunt tare, tare curioasă. Îl văd pe Costi, că se duce așa. O să-i dau microfonul. Cui dăm buchetul acesta de flori? La mine în emisie nu știu ce se întâmplă. Da, Roxana, așa cum tu bine știi să faci surprize și surprizele de multe ori te urmăresc pe tine. Acest buchet de flori este din partea noastră, întregii echipei Favorit TV, scuzați-mi emoțiile, din partea emisiunii Întâlnirea Românilor, noi, toată echipa, îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru mulțumesc noi. Mulțumesc tare mult! Tare, tare și mult, împreună mulțumesc cu colegii noștri... În echipa de emisie, îți urăm în continuare să rămâi așa, suportul nostru de bază, cum ești de fiecare dată. Așa vă faceți, mulțumesc tare mult, mulțumesc și domnului familiei Paraschiv, domnului Andrei, doamnei dumneavoastră deosebite. Vă mulțumesc, doamna Mihaela, că mă suportați de fiecare dată când vin așa cu modele unice. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, telespectatorii mei dragi, ne cântă în această seară Raisa Tudorică, vă iubesc, ne vedem luni cu George.
nenii.